În urmă cu câțiva ani, regretatul meu prieten, Alexandru Condescu, fostul director al Muzeului Național al Literaturii Române, care s-a stins din nefericire, s-a stins și el și s-a stins și muzeul, a zis că Mangalia tinde să devină un Baltic al literelor române datorită târgului de carte. Atunci mi-a scripit o idee. Ideea cu Regina Maria, de care eu eram iremediabil îndrăgostit. Mi-a rămas întipărit în minte chestia cu Balticul literelor române și m-am gândit că ce-ar fi să mă duc eu cu scriitorii care vin la târg, o zi să o petrecem la Baltic. I-am zis-o lui Dan Gemihelescu, criticul, care m-a somat pur și simplu, de-a dreptul, în 2012. La anul mergem la Balci. Și în 2013 am făcut o adevărată caravană scriitori români la Balci. În urma căreia la anul va ieși o carte care se va numi chiar scriitor român la Balci. Așa. La Balci mi s-a înfiripat o altă idee vis-a-vis de Regina Maria. De ce să nu aducem Regina Maria în România, nu numai la Baltic? Și am zis că o aduc la târg. Și am început discuțiile cu, cum v-a spus și doamna Adina Rențea, director general al Muzeului Cotroceni, pe treptele Casei Armatei și am propus, știam de expoziție, și am propus să vină la târg. A acceptat fără niciun dubiu. Apoi am discutat cu directorul general al Muzeului Național de Istorie, pentru că am vrut să duc și coroana Reginei Maria la Mangalia. Și am adus și coroana Reginei Maria. De fapt, istoria cu coroana Reginei a plecat dinspre o carte. Muzeul Național de Istorie a scos un album absolut fabulos, Maria Regina, un album cu fotografiile Reginei. Și în discuțiile cu directorul general al Muzeului Național, al Muzeului Național de Istorie, domnul Tânoveanu, și coroana nu a putea să... Și ba da. Adică din prima. După care se legați și cu Muzeul Peleș, prin Tatianu Dobescu, care avea o prietenă la Muzeul Peleș și care au o fabuloasă colecție, Casele de Vis a Reginei Maria, și așa am reușit să-i reunesc. Apoi, anul acesta, profitând de faptul că se împlinesc 75 de ani de vii cu Mircea, având colaborare excelentă cu Clubul Amirailor și cu prietenul meu, amiralul Dorin Dănilă, s-a ajuns la evenimentul ăsta. Nu pot să vă spun cât de greu a fost, fiindcă a fost imens de greu. Adică, gândiți-vă câte muzee au participat, că pe lângă ce v-am spus, a participat și Doina Păuleanu cu Muzeul de Artă din Constanța și Muzeul Marinei din Constanța și Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța și Școala de Aplicație Navală din Mangalia. Este poate cel mai complex eveniment organizat nu numai la Târgul de Carte, ci în istoria Mangaliei, vreau să vă spun, pentru că nu mi-aduc aminte eu personal care am 55 de ani de Mangalia, aproape 60 de ani de Mangalia, nu mi-aduc aminte să fi fost un eveniment de asemenea amploare. Și cam asta este istoria acestui târg. Veți avea surprize mari la târgul acesta. Mă repet, prezența după 24 de ani, deci a lui Gabriel Liceanu. Gabriel Liceanu a participat la prima ediție, în 1991. Ei, anul ăsta m-a sunat și mi-a zis că vine. Apoi prezența lui Grigore Leșe, apoi Harita Vitian, Mircea Cărtărescu, Dance Mihailescu, Radu Paraschivescu, Alex Ștefănescu, Adrian Cioroianu, adică și o listă mult pe mare. Sunt 23 de evenimente în 23 de zile. Adică fiecare eveniment ar putea fi luat separat și făcut în oricare zi din an sau... Că mi-aduc aminte că eram foarte, foarte, să nu zic, opticat pe Sibiu.
fiindcă ei au 368 de evenimente pe an, acolo din 365 de zile. Am văzut pe site-ul primăriei singur, 368 de evenimente culturale. Și m-a indignat. De când Mangalia e o capitală europeană? Mangalia, nu. Mangalia poate să devină capitala culturală a cărții. Capitala europeană a cărții. Vă doriți asta? Da, pentru că există capitala culturală a cărții. Și Mangalia are două aturi importante. Acesta este primul târg din România și din Europa de Est, care s-a organizat vreodată. Este cel mai lung târg din lume, ține 3 săptămâni. Nu există târg în lume care să țină 3 săptămâni. Ați agreat 3 săptămâni dumneavoastră de la început? Da. Așa s-a nivelit? Nu. A fost un standard pe care l-am pornit la un moment dat. De ce 23 de zile? Nu a fost preconceput nimic. Deci nu m-am gândit la nimic absolut. 23 de zile sau... Nu. No. Noaptea niță se vie, curătorii ca să vie, noaptea niță se vie.